În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine poate atunci să se mântuiască? Iubiți credincioși, poate că ni se pare că sunt întrebări mai esențiale în viața aceasta. Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Dacă cineva care se află într-un necaz nu mai are cum să plătească ratele la bancă de vreo 2-3 ani, va fi chestionat asupra întrebării esențiale din viața lui, bineînțeles că va răspunde că vrea să rezolve problema asta. Dar dacă va fi întrebat mai la amănunt, da, dar relația ta cu Dumnezeu și una și alta, va zice, da, rog pe Dumnezeu să mă ajute să scap de problema asta. Așadar, din vreme în vreme, Sfinții Părinți au rânduit să ne așeze pe făgașul întrebărilor cu totul și totul esențiale. E adevărat că Părintele Sfinte zicea, Tată, necazul cel mai mare este necazul fiecăruia. Dar necazul nostru este că nu ne punem întrebări prea mult. Și de aceea, iată că astăzi, în duminica a 12-a, după pogorârea Duhului Sfânt, Sfinții Părinți ne prezintă un fapt de viață, un eveniment din viața Mântuitorului, când a fost interpelat de un tânăr bogat. Acum, tânăr bogat pentru noi înseamnă niște lucruri foarte interesante. Știți că pe un bogătaș, dacă îl întrebi cum a făcut bogăția, zice să nu mă întreb de primul milion. Bine, pe român degeaba îi întrebi, că o să-ți răspundă simplu, din salariu, că până în 2005 toți eram milionari. Acum astea mai puțin, s-au tăiat câte 4 zerouri. Dar dacă l-ar întreba pe un tânăr care este bogat, inclusiv fiscul, poate să-i răspunde și la întrebarea cum a făcut primul milion, de la tata. A fi tânăr și bogat în același timp, este clar că Sfinții Părinți ne-au trimis portretul robot al bogătașului care a venit la el. Nu era un bogătaș care se făcuse pe sine bogătaș, nu adunase el, pentru că era prea tânăr. Nimeni nu poate la o anumită vârstă, atât cât se numește omul, a fi tânăr, să fie și bogat dacă nu a primit, ca să zicem așa, ca apa din amonte, bogăția. Deci era un tânăr bogat. Am putea să spunem cel mult un administrator al unei bogății. Știți că românul are o vorbă, după o generație, două de oameni care adună, vine una care risipește. Acum, tânărul acesta totuși era destul de înțelept, că nu vrea să risipească bogăția, dar simțea el că dacă tot este bogat, dar este și tânăr și n-a început el primul milion, cum am zis, îl avea moștenire, totuși își punea niște întrebări. Și iată cum vine în fața Mântuitorului și îi spune, Învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pe exact cum v-am zis, astea sunt întrebările celor care nu au alte probleme. Dacă era tânăr și bogat, înseamnă că nu avea datorii la bancă. A pus întrebarea de sus. Dar să vedem cât de sus era întrebarea. Pentru că atunci când Mântuitorul i-a răspuns cu aceeași întrebare, ce îmi spui bun, pentru că numai bun este numai singur Dumnezeu, acesta nu a dat semne că l-ar recunoaște pe Dumnezeu în persoana Mântuitorului. Va să zic că era tânăr și bogat, cu înțelepciunea mai puțin, cu sentimentele și mai puțin. Dar era tânăr și bogat și, după cum vom afla, și neliniștit. Pentru că nu l-a liniștit așa cu una, cu două, Mântuitorul. Și a spus ce să facă. Păzește poruncile. Și a spus, care? A crezut că viața de veci se dobândește prin păzirea unor porunci altele decât le credea el. De asta a întrebat care. Și s-a răspuns foarte frumos. Să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a constatat că pe acestea le împlinise. Le împlinise probabil că în felul lui, dar le împlinise. Omul era mulțumit cu împlinirea poruncilor acestora și a spus, dar pe acestea le-am păzit din pruncie.
ce mi mai lipsește? Va să zică aici totuși tânărul avea acea neliniște frumoasă. Probabil ca tinereții, a entuziasmului, dar o avea. Ce îmi lipsește? Simțea că bogăție avea, că poruncile le împlinise. Și simțea totuși că nu este suficient. Câți dintre noi putem așa să ne uităm în jur după ce ne vedem familia una alta, ne mai întrebăm, bă, dar ce mai lipsește? Această întrebare, ce mai lipsește, vine în mintea omului care are preocupări. Vine în mintea omului care vrea mai mult. Vine în mintea omului care simte că mai are ceva de făcut. V-am mai spus și altă dată care este marele dezavantaj al celui care nu face nimic. Nu știe când termină. Ei, vedeți, acest tânăr era bogat și cred că nu stătea degeaba, că dacă ar fi stat degeaba, nu-l mai preocupa pe el vreo problemă. E bine, și când a aflat că totuși mai solicită o întrebare Mântuitorul, i-a răspuns și i-a pus degetul pe rană. I-a spus, du-te, vinde-ți toată averea, împarte-o săracilor și urmează mie. Și atunci tânărul a lăsat capul în jos și a plecat, pentru că, spune Sfântul Evanghelist Matei, era bogat foarte. Și odată cu plecarea lui, toți ucenicii au cam intrat în panică, pentru că Mântuitorul le-a spus cât de greu va ajunge omul bogat în împărăția cerurilor. Pentru că mai lesne este că milei să intre prin urechile acului decât unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și apostolii și ucenicii au întrebat, Doamne, atunci cine poate să se mântuiască? Și răspunsul este unul care ne trezește de-a binelea, ca un duș rece. Acest lucru la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu este cu putință. Iubiți credincioși, iată câteva cuvinte ale Scripturii care de 2000 de ani ne bat la ușa conștiinței noastre. V-am vorbit cu diverse prilejuri despre una, despre alta. Astăzi însă am să-mi pun în fața dumneavoastră o întrebare. Cât suntem de bogați? Pentru că toți ne vâietăm de sărăcie. Și totuși astăzi aflăm dacă suntem sau nu suntem bogați. Va să zic că în împărăția lui Dumnezeu nu putem să intrăm sub nicio formă cu efort omenesc. Numai Dumnezeu ne poate extrage din gândurile noastre și ne poate aduce către împărăția sa. De ce? Pentru că noi în viața aceasta avem. Trebuie să facem cu acest avem să fim. Adică, avem părinți, dar suntem copii. Mi-aduc aminte că odată pe părintele Arsenie l-a întrebat o fătucă. Zice, părinte, cum să fac să-mi fie Maica Domnului mamă? Și părintele, care dădea răspunsuri așa imediat ce îi venea la suflet și în minte îi trimitea Maica Domnului, zice, păi comportă-te ca o fiică. Noi întotdeauna vrem să obținem ceva pe alte căi decât cele naturale. Iată că, spuneam, avem părinți, dar suntem copii? Păi nu, noi am vrea să fim învățătorii părinților noștri. Noi am vrea să fim peste ei, am vrea să fim ascultați. Avem soție, dar suntem soți? Păi nici aici, nu prea. Trebuie să fim pe deasupra. Ce zicem noi să se și execute? Iată că de la a avea până la a fi mai este mult. Avem ce ne trebuie? Păi avem ce ne trebuie este o întrebare relativă, pentru că nouă ne trebuie mai mult decât avem. Și dacă ne trebuie mai mult decât avem, înseamnă că lăsăm deoparte ceea ce avem și plecăm după ceea ce nu avem. Știți că binele este, mai binele este dușmanul binelui. Situația pe care o avem nu mai băgăm în seamă, nu mai putem bucura de nimic, ci ne abdatăm întotdeauna situația la ceea ce zicem noi că nu avem.
Mi-aduc aminte că cineva se văietase că mai are de făcut nu știu ce pe la casă sau mai are încă vreo doi copii de așezat la casele lor. Mă zic, dar pentru cei pe care i-ai așezat la casele lor și pentru ceea ce ai, te-ai gândit vreodată să mulțumești lui Dumnezeu? Lasă, părinte, astea au trecut. Adică le băgase în pungă pe românește. Le avea. Dar noi trebuie să știm că cu ceea ce avem trebuie să fim. Dacă vrem să fim bogați, trebuie să aflăm acum că nu este cazul să fim neapărat fără datorii. Pentru că un om bogat este de foarte multe ori dator. E bine, în afară de datorii este la stat, care nu se pun, pentru că de moarte și de fisc nu scăpăm oricum. Dar noi, ca să fim bogați, trebuie să știm ce înseamnă bogăția. Ce înseamnă să ai un trafalet? Nu înseamnă să fii zugrav. Ce înseamnă să ai o drujbă? Nu înseamnă neapărat să fii pădurar. Dar dacă drujba e în mâinile cui trebuie, acela poate să fie pădurar. Și trafaletul la fel poate să facă un zugrav. Vă mai spuneam și altă dată că valoarea unui om se poate verifica prin faptul că ceea ce nu poate să-i fure hoțul este valoarea lui. Adică, valoarea omului nu constă în trafaletul sau în drujba sau în mistria unui meseriaș. Pentru că dacă îi le fură hoțul, cum se întâmplă de multe ori, știu pe cineva săracul, uitase în portbagajul unei mașini și a rămas fără nicio sculă. Ce da, părinte, dar să știi că meseria nu mi-a luat-o. Meseria este de valoare. Acum, credeți că dacă vreunui poet sau vreunui scriitor i-ar lua cineva hârtia și pixul, n-ar mai fi? Păi Dumnezeu să-l odihnească, în altul mitropolit Anania n-a avut nici hârtie, nici creion. Și și-a folosit creierul, deși a dăltuit piese de teatru, sute de mii de versuri pe creier, pentru că nu-i luase mintea, îi luase numai hârtia. Valoarea lui nu consta în topurile de hârtie pe care le avea unul sau altul, ci în posibilitatea lui de a fi scriitor. Ca să fii scriitor nu trebuie neapărat să scrii, trebuie să știi ce să scrii și să fii ceea ce scrii. Iubiți credincioși, încet, încet, așa cu pași modești, ne apropiem de înțelesul lui a fi bogat. Toți ne văietăm, cum am spus la început, că suntem săraci. Oi, dar săraci mai suntem. Păi, măi, fraților, înainte de a declara acest lucru, trebuie să ne gândim la câteva aspecte. Dacă eu pot să articulez aceste cuvinte, cât sunt de sărac, trebuie să știu că mânii pe Dumnezeu din start. În primul rând, sunt bogat că pot să gândesc și să vorbesc singur. E adevărat că noi nu ne dăm seama cât efort trebuie să facă cineva care nu mai are putere să vorbească. Cineva care nu poate să fie înțeles pentru că nu poate. Și noi ne văietăm că suntem săraci. Înseamnă că și efortul de a te văieta este uitat, că este o posibilitate. N-am mulțumit niciodată lui Dumnezeu că mergem singuri, n-am mulțumit Dumnezeu în destul că respirăm singuri, că nu avem nevoie de cineva care să ne ducă lingura la gură ca să mâncăm, o cană de apă să ne ridice ca să putem să bem, sau să avem poftă de mâncare. Câți dintre noi au mulțumit Dumnezeu, dacă nu suntem atenți la rugăciune dinainte și de după masă, mulțumesc Dumnezeu că au poftă de mâncare și de viață. Eu mi-aduc aminte de niște rugăciuni așa în scurt populare românești, care spuneau: mulțumim ție, Doamne, că am mâncat și iar mi-e foame. Și eu n-am înțeles multă vreme acest lucru. Adică am intrat într-un circuit. Nu am încheiat-o. Dacă am mâncat acum, s-a terminat cu foame. Nu. A avea foame este semn de sănătate și semn că ai și poftă de viață. Un om vlăguit așa, care nu mai are poftă de viață, nu mai are poftă nici de mâncare, nici de nimic. Ei, va să zică, este o mare bogăție pe care noi nu o băgăm în seamă. Și dacă nu o băgăm în seamă, nu o cultivăm. Și dacă nu o cultivăm, se atrofiază, fraților.
ca orice mușchi pe care nu-l mai folosești, se atrofiază. Se spune că înainte vreme, preoții, pentru că nu pot să vorbesc despre altă tagmă, ar fi avut 3 mâini. Adică 2 de luat și una de dat. Nefiind folosită cea de dat, a rămas cu celelalte 2. Orice lucru pe care nu-l folosim ne devine dușman. Devine, așa zis, a doua natură. Cel care stă degeaba crede că așa trebuie să fie. Dacă are de unde să stea degeaba, se uită în lungul drumului și vede dacă mai vine poștărița cu vreun ajutor social, se uită după una după alta și în spatele acestei așteptări se vaietă că n-are. Dar omule, ai! Părintele se zicea, tată, dacă ai ști cât ai și cât poți. Adică, de ce să te uiți la ceea ce îți dă altul când tu poți să-ți dai ție însuți? Și spuneam că a fi bogat sau a fi sărac ține numai și numai de noi. Cunosc oameni care se consideră pe drept cuvânt că sunt bogați și pe alții care se consideră că sunt săraci, dar au mai mult decât cei din prima categorie. Am văzut odată o fotografie a unui copil cu un zâmbet care a cucerit multă lume. Dar era atât de sărman îmbrăcat și atât de murdar, încât nu vedeai aceste lucruri decât dacă erai foarte, foarte atent. Zâmbetul parcă dădea la o parte tot și parcă îl îmbrăca, îl spăla și dădea de toate. Și scrisese cineva sub el un comentariu. Eu, sărac, poate tu, cel care te uiți la mine. A fi bogat înseamnă a ști că ești. A fi bogat înseamnă să prețuiești ceea ce ai. Să nu te uiți la ceea ce nu ai. V-am spus cât de relativă este situația. Cineva care are o firmă și are 10 mașini, bineînțeles că îi mai trebuie una. Întotdeauna îi mai trebuie una. Că una se pune deodată și după aia mai trebuie și a doua și așa mai departe. Dar unul care are o singură mașină și este mulțumit cu ceea ce are, se consideră mai bogat. Și atunci, unde e bogăția? Că îl are 10 și nu e bogat, zice el, și îl are numai una și e bogat. El zice, nu mai trebuie a doua. V-am mai spus și altă dată care cred eu că ar fi pedeapsa pe care Dumnezeu ar da-o unui om care și-a făcut 2, 3, 4, 5 case. Să-i spună Dumnezeu în fiecare noapte să dormi câte o oră în fiecare pat, din fiecare dormitor, din fiecare casă. Dacă am începe să ne construim a doua casă cu acest gând, cu siguranță că ne-am mai gândit. Am fi mai profunzi. Pentru că nu prețuim somnul, noi prețuim patul, cămările și așa mai departe. V-am spus că degeaba ai ceas dacă n-ai timp. Și eu degeaba am agenda dacă nu mai am loc să mai scriu în ea. Dar trebuie să știm să mulțumim Dumnezeu că avem. Ce anume? Ceas sau agenda? Nu! Că ne-a dat Dumnezeu un timp pe care să-l folosim spre mântuire. Este bogăția noastră, fraților. A avea timp înseamnă a-l folosi. Într-o etapă în care toată lumea se vaită că n-are timp, vă spun un lucru extraordinar și sunt cel mai în măsură să vă spun lucrul acesta. Timpul este al nostru. Timpul este pentru noi și nu este stăpânul nostru. Am mai spus chiar săptămâna aceasta unora care tot se văietau că nu au timp, am spus, dar din puținul acesta pe care nu-l ai, folosești vreun minut, 2 pe zi pentru tine? Păi cum adică? Pur și simplu. Tu crezi că dacă nu te menajezi tu, altcineva te va menaja în locul tău? Nu. Și mi-am luat puterea să-i dau un canon ca în fiecare zi să-și facă timpul său și să-și dea seama că nu știe ce să facă cu timpul său, pentru că această categorie n-a avut-o niciodată, pentru că el credea că timpul este din altă parte. Nu, este din noi, fraților. Este din noi. Atât cât ne punem noi singuri în spate, atât aducem. Și nu mă refer la greutăți, ci la gânduri. Dacă noi plecăm de acasă
cu gândurile noastre după noi și le târâm. Aoleu, dar ce o să fac? Că nici luna asta nu mai plătesc. Păi stai puțin așa. Dar până la urmă, mai e și treaba lor. Să mă învețe pe ceilalți. Pe cei care m-au împrumutat să mă învețe ce să mai fac. Să scap de datorii. Că ăsta a fost laimotivul cuvântării. Trebuie să știm că din când în când mintea noastră este prea obosită cu niște lucruri pe care le procesează în zadar. Se spune că odată un soț vine acasă și îi spune soției că are un împrumut foarte mare la vecinul. După ce i-a zis, trec un an, doi, și omul ăsta săracul nu mai dormea noaptea. Și soția îl întreabă, mă, da, am observat că de multă vreme nu te mai poți odihni. Păi zice, nu mă pot odihni, pentru că n-am de unde să fac rost de bani să-i dau vecinului, că am datorie. A, zice, asta te frământă? A deschis geamul și a strigat în miez de noapte, vecine, vecine, vezi mă, că noi n-avem de unde să-ți dăm banii aia. Și a închis geamul. Zice, și ce? Zice, păi acum nu mai doarme el. Odihnește-te tu. Din când în când trebuie să schimbăm puțin polaritatea între a fi și a avea. Păi stai bă, fraților, m-am făcut rob la gânduri. Că și aici este o mare problemă. A avea gânduri străine preocupărilor noastre înseamnă a nu fi. A fi un om de valoare, un om bogat, înseamnă a avea numai și numai ceea ce îți propui să ai. Și o luăm de la capăt. Avem părinți. Păi de câte ori i-am vizitat în ultima perioadă? V-am mai spus și altă dată, întotdeauna când sunt ispitit să pun mâna pe telefon și să le iau de urechi pe fetele mele că nu m-au mai sunat de nu știu când, așa și pe dincolo, mă opresc și zic, băi, dar eu pe tata când l-am sunat ultima oară? Așa se pune problema. Și eram lângă soție, care la fel, zicea, bă, uite, că le-am zis când ajung acolo să mă sune. Zic, bă, dar tu pe mama, pe mama soacra mea, când ai sunat ultima dată să-i zici, mama, am sosit de nu știu unde? A, nu că nu așa se pune problema. Da, tocmai așa se pune problema. Pentru că dacă nu trecem prin filtrul nostru, nu putem să știm ce e în mintea celuilalt. Și dacă ne trezim, într-adevăr avem pe buze răspunsul părintelui Asenie. Cum să fac să-mi fie maica Domnului mamă? Să mă port eu ca fiică. Și îmi va fi mamă maica Domnului. Iubiți credincioși, între a fi bogat și a avea bogății, nu există semn de echivalență. A fi bogat nu înseamnă să ai bogății. A fi bogat înseamnă să te consideri pe tine, să ai o stimă de tine. Păi cum poate să te stimeze cineva dacă tu nu te stimezi pe tine? Adică, cum adică nu te stimezi pe tine? Păi nu te stimezi pe tine dacă din mersul la biped să faci așa un mers aplecat spre greutăți, deja nu mai ai respectul ăla de sine. Și dacă nu ai tu respectul de sine, ce, ai pretenții ca ceilalți să te respecte? A fi bogat înseamnă mult mai puțin decât credem noi. A fi bogat înseamnă a fi un om de acțiune. Adică, da, tată, îmi asum, sunt și multe greșeli pe care le facem în viață, dar ni le asumăm frumos, da, eu sunt un ticălos. Bun, dar încerc să nu mai fiu un ticălos. Că frumos zicea părintele Asenie, zice, tată, să știți că iadul este un loc plin de păcătoși. La fel și raiul. Raiul este un loc plin de păcătoși pocăiți. Vă să zic că situația noastră nu este una pecetluită. Păcătoși suntem toți. Dar să vedem acum cum ne pocăim. Adică sacul ăla de bani îl avem cu toții. O să ziceți că nu-l aveți. Ba, l-aveți. Dacă, de exemplu, diseară o să citiți vreun anunț, are nevoie X de 500 de mii de euro ca să facă niște transplanturi de nu știu ce, de nu știu ce. Dumneavoastră care sunteți sănătoși, aveți conștiința că aveți sacul ăla cu bani? Pentru că ceea ce nu trebuie să cheltui înseamnă că îl ai deja. Că dacă l-ai avea și ai cheltui pe sănătate, cum ar fi? Trebuie să fim foarte atenți, fraților. De multe ori ne obosim, ne stresăm. De ce? Ca să facem bani, ca mai târziu să dăm pe la doctor, ca să ne facem bine. Păi n-ar fi mai bine să tragem linie și să o luăm așa mai pe mijloc?
adică stresul ăsta să fie puțin mai deoparte, pentru că detașarea trebuie să fie un lucru care ține numai de noi. O să spuneți, bine, bine, dar mai e o problemă. Și să revin să-mi termin ideea cu hoțul. Valoarea noastră, într-adevăr, este ceea ce nu ne poate fura hoțul, dar să știți că depinde de hoț. Te poate face cineva din om neom. Asta da. Dar până la un punct. Se spune un lucru foarte interesant. Curajosul este curajos până când lașul i-o permite. Aha, adică nici aici nu poate să ne fure prea tare. A te face din om neom se întâmplă unuia care nu este ferm pe poziție, unuia care nu este suficient de smerit, unuia care nu este pregătit să ia lucrurile așa cum sunt. Pentru că trebuie să ne autoeducăm dacă am trecut de vârsta educației, adică educația pe care să ne-o dea alții, trebuie să ne autoeducăm noi. Dacă cineva este obișnuit să obțină totul mereu și cum bate din picior, gata să îi se dea, îi va fi foarte greu ca superiorul să-i spună, uite, pe asta nu obții. Dar noi încet, încet, cu smerenie, trebuie să luăm atitudine și măsuri, să ne educăm astfel încât hoțul să nu poate să ne ia mințile. Pentru că a te face cineva din om neom este un lucru real. O poate face cineva, dar numai cu altcineva foarte slab. Dacă, de exemplu, v-ar chema la muștruluială rău de tot șeful și v-ar face în tot felul, ar mai fi și cu câțiva martori de față. Bineînțeles că dacă nu suntem pregătiți psihic și nu tăcem din gură când trebuie, riscăm ca acel conflict să se facă mare de tot, o vâlvătaie. Cineva care era obișnuit ca să-i se recunoască drepturile, care să fie întotdeauna respectat chipurile pentru ceea ce este și ceea ce face, dacă nu este atent, poate să-și piardă mințile la o discuție pe care șeful i-o inițiază în fața subalternilor lui. Dar dacă suntem pregătiți și spunem, nu, valoarea mea nu constă în a-i da argumente celuilalt, pentru că dacă îi dai argumente, îi dai cartușe. Știți de cei cu două cetăți față în față se luptau și aveau fiecare cât un tun și unul trage o ghiulea. După ce trage ghiuleaua, ăștia iau ghiuleaua, o bagă și trag și ei o ghiulea. Și un schimb de ghiulea, așa, câteva sezoane și la un moment dat unul dintr-o cetate mai zice, auzi, ia pune ghiuleaua bă, deoparte. Și s-a încheiat războiul, că alte ghiulea nu mai erau. Așa e și cu discuția șefului. Dacă nu-i mai dai ghiuleaua înapoi, cu ce te va mai lovi? Hai să zice că mai scoate încă una, a doua, a treia. Dar până la urmă se plictisește. Zice, păi ce e mai investiția mea? Îi investesc eu în ghiulele? Trebuie să lucrez cu materialul clientului până la urmă. Înseamnă că hoțul nu ne poate fura nici asta. Și dacă nu ne poate fura nici asta, adică dacă ne poate lăsa așa rece, să spunem, că am rămas fără cutare sau fără cutare, cu siguranță că ne apropiem de spusele Mântuitorului, care frumos îi avertiza pe ucenici, temeți-vă de cei care vă pot lua și sufletul, nu numai trupul. Asta înseamnă să fii bogat. Să ai conștiința că sufletul tău este în mâna lui Dumnezeu și numai tu ești cel care poți să-l lași în mâna lui Dumnezeu. Dar a lăsa în mâna lui Dumnezeu nu înseamnă a fi laș. Înseamnă a fi dârz, când trebuie și cu ce măsură trebuie să o faci. Înseamnă că întrebarea cine poate să se mântuiască are un răspuns foarte, foarte simplu. Cine este, nu cine are. Cine are poate să se culce pe urechi, așa cum zice românul, dar nu face nimic. Cine este credincios, cine este milostiv, acela este bogat. Pentru că degeaba ai dacă nu dai. Cum poate să știe lumea că ai? Așa se uită la poleala pe care o afișezi, dar cine simte că ești milostiv? Cel care îi primește. De aceea, în duminica aceasta,
A 12-a, după pogorârea Duhului Sfânt, să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să înțelegem odată pentru totdeauna ce înseamnă să fii bogat, nu să ai averi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.